Guvernul a aprobat miercuri continuarea schemelor de minimis pentru programul Tomata și pentru cea destinată sprijinului acordat producătorilor de usturoi. Valoarea sprijinului pentru Tomata este de 4.000 de euro per beneficiar pentru producțiile de tomate valorificate în cele două cicluri. Referitor la producțiile minime necesare, acestea trebuie să fie de minim 3.000 de kilograme pe 1.000 de metri pătrați. La usturoi, valoarea sprijinului per beneficiar este de 3.000 de euro per cultură, per hectar, per beneficiar. Se acordă pentru producțiile valorificate în perioada 1 iunie-21 decembrie.